Să iau în râs de fiecare dată când a ocazia Gheorghe Becali și Valeriu Iftime au obișnuit deja iubitorii de fotbal cu schimburile de declarații savuroase. De fiecare dată când văd o cameră video pornită, parcă nu se pot abține. Cu toate acestea, între cei doi există o relație extrem de cordială, atât umană cât și de business. Cea mai proaspătă isprava a pornit de la o declarație a latifundiarului din Pipera, care a spus că ar fi fost dispus să ofere celor de la Fece Botoșani mult mai mult decât 350.000 de euro în schimbul mijlocașului Malcolm E la uzul spuselor lui Gheorghe Becali, Valeriu Iftime a luat foc. Imediat după patronul lui FCSB a explicat de ce face astfel de glume pe seama finanțatorului din nordul Moldovei. Așa îmi place să-l tachinez. El, dacă tot timpul mă critică pe la televizor sau în interviuri, mi-a zis în meme, băi Gigi, n-ai văzut ce face pe la televizor? E un om plăcut, un om bun. Mie îmi place de el. Îmi place să-l tachinez, să îl enervez. Când pierde botoșaniul, eu îi scriu lui mesaj. Felicitări pentru victorie. Eu îl tachinez pentru că țin la el, îmi place ca om. Voi sunteți specialiști, eu am intrat în fenomenul ăsta, nu sunt specialist. Am ajuns la o concluzie că fotbalul are mii de necunoscute pe care nimeni, nici Klopp, nici Mourinho, nu le cunoaște. Este posibil să nu joace. Eu spun la prima vedere ceea ce văd. Am văzut mulți jucători care vin la FCSB și clachează de la emoții. Eu spun că este jucătorul ăsta după care faptele vorbesc, a declarat Gheorghe Becali la ProX. În trecut au existat multiple ocazii în care cei doi s-au întrecut în replici cât se poate de savuroase care au făcut deliciul celor care și-au creat o obișnuință de a-i urmări pe aceștia.